De premierul Dorin Recean pe subiectul Guvernul construiește. După declarațiile premierului, urmează și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Bună ziua! Drumuri, rețele de apă și canalizare, iluminat public, școli, spitale renovate, poduri, parcuri și stadioane. Guvernul construiește. Despre asta vreau să comunic cu cetățenii astăzi. Guvernul construiește zi de zi și acest efort noi îl vom continua și de acum încolo în perioada următoare. Suntem într-un proces amplu de construcție a țării. Mă refer la multiplele proiecte de infrastructură care schimbă la fața Republica Moldova. Mai multe din aceste proiecte vreau să vă spun că erau blocate ani și chiar zeci de ani la rând. Guvernul construiește sate și orașe europene, în esență, un trai european acasă, în Moldova. În ultimii 2 ani am finalizat sau sunt în proces de finalizare 850 de proiecte de infrastructură. Până la sfârșitul acestui an vom mai finaliza încă 500. În total, către sfârșitul acestui an vom avea finalizate 1350 de proiecte de infrastructură. Aici vorbim despre reconstrucția a 400 de kilometri de drumuri naționale, regionale și locale, peste 230 de kilometri de rețea de apă și canalizare, 7 poduri construite din nou și am reabilitat alte 20 de poduri. Am renovat circa 200 de școli și grădinițe și 28 de case de cultură. Am construit aproape 300 de kilometri de rețea de iluminat stradal și am investit în modernizarea spitalelor peste 2 miliarde de lei. Scuze, un element tehnic, dacă ați putea să reluați, a fost o problemă de conexiune cu sunetul la început, dacă ați putea să reluați, vă rog, într-o conferință. Scuzele de rigoare. Sigur. Bine, Daniel. Toți cei care ne urmăresc, vă mulțumim mult pentru sesizarea problemei. Bine, mulțumesc atunci. Și mulțumesc celor care au identificat această problemă. Ziceam că vreau astăzi să comunic cu cetățenii despre ceea ce întreprinde guvernul pentru a construi Uniunea Europeană acasă. Vreau să vorbim astăzi despre drumurile, rețelele de apă și canalizare, iluminatul public, școlile și spitalele renovate, poduri, parcuri de distracție și stadioane pe care guvernul le construiește. Și am mai menționat faptul că acest efort de construcție a infrastructurii, a vieții europene acasă în Republica Moldova, va continua și de aici încolo. Și noi suntem într-un proces amplu de construcție a țării. Și aici mă refeream la multiplele proiecte de infrastructură pe care le realizează guvernul și o parte din ele le-a blocat, pentru că o parte din aceste proiecte de infrastructură, și mai târziu voi aduce exemple, au fost blocate ani și chiar zeci de ani. Noi construim sate și orașe europene și, în esență, construim traiul european în Moldova. În ultimii 2 ani am finalizat sau suntem în proces de finalizare imediată a 850 de proiecte de infrastructură. Încă 500 de proiecte vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Deci la sfârșitul acestui an vom avea 1350 de proiecte de infrastructură finalizate. Vorbim aici despre reconstrucția a peste 400 de kilometri de drumuri naționale, regionale și locale, peste 230 de kilometri de rețea de apă și canalizare, am construit 7 poduri rutiere noi și am reabilitat altele 20. Am renovat circa 200 de școli și grădinițe și 28 de case de cultură. Am construit aproape 300 de kilometri de iluminat stradal și am investit în modernizarea spitalelor noastre peste 2 miliarde de lei.
Aceste cifre ar putea să pară abstracte, însă ele înseamnă zeci de mii și sute de mii de oameni concreți, familii, elevi, care astăzi au condiții mai bune de viață. Înseamnă 30.000 de gospodării, adică peste 120.000 de oameni care au acces la apă potabilă sau canalizare. Circa 75.000 de copii care merg în școli și grădinițe renovate și cărora nu le curge acoperișul sau care se joacă în parcuri și terenuri sportive modernizate. Este vorba despre 1.200 de membre de colective artistice care pot promova tradițiile noastre și peste 140.000 de locuitori care se pot bucura de această cultură. Aproape 200.000 de oameni care merg pe străzi iluminate. Impactul fiecărei acțiuni de construcție înseamnă îmbunătățirea calității vieții, a locurilor de muncă, înseamnă dezvoltare economică pentru zeci și sute de cetățeni ai Republicii Moldova. Iar multe din aceste proiecte au fost așteptate de zeci de ani de locuitori. Guvernul le-a deblocat, a accelerat construcția a acestor numeroase proiecte. Un exemplu, în Iermoclia, Ștefan Vodă, după ani de așteptare, cei peste 3.840 de locuitori ai satului au acum apă și potabilă la robinet. La Bălți este un alt exemplu. După mai bine de 5 ani de așteptare, au fost finalizate lucrările la nodul rutier, care leagă mai multe drumuri importante din nordul țării și contribuie nu doar la fluidizarea traficului transportului în municipiul Bălți, ci și la crearea unor noi conexiuni economice pentru regiunile țării. Sau cei 150 de copii pe care am avut bucuria să-i cunosc recent la Vărzărești-Nisporeni și care nu mai dorm într-o grădiniță unde este frig, plouă, iar prin geamuri sufla vântul. Deja de câteva săptămâni, peste 500 de elevi și aproape 70 de angajați de la liceul Alexei Mateievici din Șoldănești învață în condiții europene. Au blocuri sanitare și bucătărie renovate, panouri fotovoltaice și sistem de încălzire și ventilare. Aceștia sunt copiii și profesorii noștri și planul guvernului este să ofere condiții mai bune pentru fiecare elev și pentru fiecare cadru didactic. În fiecare raion am reabilitat mai multe porțiuni de drum, iar traseul care leagă Rezina, Telenești și Orhei, sau traseul Ciumai, Vulcănești, sau chiar și drumul de ocolire de la Troița, Anenii Noi, sunt proiecte așteptate de foarte mult timp de localnici. Drumul care traversează cele două raioane, Rezina și Telenești, are peste 36 de kilometri, leagă 8 sate și este folosit de peste 15.000 de locuitori. În orașul Sângerei, pentru prima dată în ultimele decenii, în sfârșit, locuitorii au parte de un drum central renovat capital. În toate domeniile, guvernul construiește și vom accelera acest proces. În educație s-au alocat 500 de milioane de lei pentru investiții în 7 universități și 6 colegii, s-au renovat 58 de grădinițe, 128 de școli și gimnazii și pentru prima dată 133 de săli și terenuri sportive. În sănătate am avut parte de cele mai mari investiții de la independență încoace. Doar în ultimii 2 ani am realizat investiții de 2,4 miliarde de lei în instituțiile medicale din țară pentru reconstrucția și dotarea cu echipament medical modern, dar și instruirea personalului. De aceste investiții au beneficiat toate 35 de spitale raionale. Unitatea de primă urgență a Institutului de Medicină Urgentă de la Chișinău a fost reparată capital și dotată cu cele mai moderne echipamente. Cu toții putem găsi proiectele finalizate sau aproape de a fi finalizate pe site-ul Guvernului
Și vreau să atenționez că toate aceste investiții sunt posibile doar cu sprijinul prietenilor, partenerilor noștri, cu finanțare europeană. Uniunea Europeană demonstrează repetat, inclusiv prin fondurile imense cu care ne susține, că își dorește să construim împreună o Moldovă europeană, cu infrastructură europeană, cu oameni care trăiesc în prosperitate acasă. În următorii 2 ani avem proiecte importante pe care le vom finaliza. Construcția drumului Leușeni-Hâncești, un traseu care este important și care ne leagă de Uniunea Europeană. Vom finaliza drumul Soroca-Arionești-Otaci, care înseamnă 40 de kilometri de drum european în nordul țării și este așteptat de peste 80.000 de cetățeni. Traseul Chișinău-Giurgiulești, cu ocolirea Vulcănești și Slobozia Mare, prin care vom asigura legătura directă spre singurul port al Republicii Moldova, la Dunăre, și care va avea un impact pentru prosperitatea locuitorilor din satele din lunga Prutului. Prima autostradă din Republica Moldova, Ungheni-Chișinău-Odessa, vom finaliza studiul de fezabilitate până la sfârșitul lui 25. Pentru chișinăuieni, dar și pentru toată țara, vom finaliza centura capitalei, care va fluidiza traficul și va avea 4 benzi de circulație pe o distanță de aproape 7 km. Tot pentru chișinăuieni și pentru toată țara vom finaliza reparația circului din Chișinău. Construcția podului rutier de la Ungheni, care va duce la fluidizarea circulației spre România și Uniunea Europeană, un proiect așteptat de 10 de ani. Vom renova și dota blocurile sanitare la peste 150 de școli. Vor funcționa cele 13 în toată țara, care vor salva și vor trata în timp util pacienții cu accidente vasculare cerebrale. Ne-am bucurat cu toții la cazul fericit în care viața unui om a fost salvată la Căușeni datorită intervenției prompte a medicilor. Linia de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, care va asigura independența energetică a Republicii Moldova și acces la piața românească și cea europeană de energie electrică. Vom avea proiecte de eficiență energetică pentru 80 de blocuri de apartamente, case individuale, pentru 15 instituții medicale, iar 60.000 de gospodării vor primi eco-vouchere care vor permite schimbarea aparatelor electrice pe unele noi, mai economicoase. Vom continua să construim eficiență energetică și să investim în panouri fotovoltaice pentru a economisi și a plăti mai puțină energie. Vom continua să dezvoltăm infrastructura energetică a țării, susținând proiecte de producție a energiei, precum parcurile fotovoltaice, și în același timp vom începe un proiect național de izolare a locuințelor pentru a economisi și a plăti mai puțin pentru energie. Vom moderniza segmentul de 150 de kilometri de cale ferată de la Ocnița-Bălți-Ungheni la Chișinău și Căușeni. Reabilitarea căii ferate va începe în această primăvară și va crește substanțial viteza cu care circulă trenurile în Republica Moldova. Vom finaliza cel puțin 10 școli model din cele 35 planificate de Ministerul Educației, ceea ce înseamnă reparație capitală, dotare la standarde europene, renovarea terenurilor de sport, amenajarea curților și asigurarea eficienței energetice și implementarea tehnologiilor digitale. Guvernul construiește și va continua să construiască o Moldovă europeană în care toți locuitorii să aibă condiții firești și sănătoase de viață. Construcția Moldovei nu este un proces de o zi sau de două, acest proces durează și e nevoie de fiecare din noi. Vom reuși să construim o Moldovă care să arate europeană de la nord la sud, în cele mai mici sate și cele mai mari orașe, doar dacă toată țara pune umărul.
Guvernul își face partea lui de responsabilitate și construiește în toată țara. Dar de fiecare dintre noi depinde să ne implicăm, fiecare acolo unde este, să ne facem bine treaba și să muncim onest. Mulțumesc! Mulțumim, domnule prim-ministru. Sesiune de întrebări. Iuliana ProTV, vă rog. Bună ziua, Iuliana Maranciuc, reporter ProTV. Ați menționat că planificați să încheiați construcția centurii Chișinău. Când asta s-ar putea întâmpla? Pentru că știm că primul sector din cele șase, abia anul trecut a fost dat în exploatare. Asta și-am menționat în următorii 2 ani. Deci tot ce am menționat astăzi, guvernul a prezentat planurile pe termen lung și în domeniul infrastructurii, și în domeniul energeticii, și în domeniul mediului și în domeniul educației. Ceea ce am menționat astăzi sunt proiectele care urmează să fie finalizate până la sfârșit, în următorii 2 ani, inclusiv centura Chișinău. 2026 asta. Exact. Ar însemna. Și drumul de legătură Chișinău-Odessa, când ar putea fi construit? Pentru că știm în special regiunea raionului Căușeni, drumul este... Deci în acest... Da, vă referiți la drum sau vă referiți la autostradă? Dacă este vorba despre... Autostradă, după cum am spus, în următoarea perioadă vom finaliza studiul de fezabilitate și în baza acestui studiu de fezabilitate vom putea beneficia de fonduri de europene pentru a realiza nemijlocit construcția. Ce este un termen limită planificat? Când ați dori să fie realizat sau încheiat construcția acestei autostrăzi? Către 28. Laura Rânja, TV8. Domnule Recean, dacă puteți să ne vorbiți pe scurt și despre care ar fi impactul bugetar. Deci, bugetul planifică aproximativ 3,5 miliarde de lei pentru aceste proiecte și aceste proiecte urmează să fie suplimentate de ajutor din partea Uniunii Europene, care va fi practic dublu față de ceea ce oferă din bugetul de stat Republica Moldova. Și o întrebare de actualitate. În această dimineață, doamna Bașcana Găgăuzii Evgenia Guțul, într-o conferință de presă, a făcut niște totalizări ale vizitei sale în Federația Rusă și, printre principalele aspecte, aceasta s-a referit la faptul că a ajuns la o înțelegere cu Gazprom ca compania să livreze gaz la preț mic pentru cetățenii din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia și, de asemenea, a asigurat că cetățenii își vor putea deschide anumite conturi în Federația Rusă, indiferent dacă au sau nu cetățenia Rusiei, pe care vor primi anumite sume de bani, pensii, salarii din partea anumitor donatori. Care este reacția guvernului și dacă guvernul poate interveni în acest caz și, în general, dacă sunt posibile aceste promisiuni ale Bașcanei? Pe parcursul ultimilor 2 ani, noi am văzut cum această grupare criminală face mai multe promisiuni false și așteptarea mea și așteptarea cetățenilor este ca membrii acestei grupări criminale să fie aduși în fața justiției și respectiv să li se întâmple ceea ce scrie în codul penal. Deci, sunt reale aceste scenarii cu gazul mai ieftin, cu conturile deschise în Federația Rusă? Deci, iarăși, sunt promisiuni false și, cum am spus, așteptarea cetățenilor este acești oameni să fie aduși în fața justiției. Mulțumesc. Domnule prim-ministru, Nadia Mihuță, TVR Moldova. Federația Rusă intenționează să deschidă 6 secții de vot în regiunea separatistă transnistreană fără permisiunea autorităților constituționale. Anterior, domnul vicepremier a declarat că cel mai probabil buletinele de vot au fost sau vor fi tipărite acolo. Cum guvernul va stopa acest proces și această ilegalitate și cum ar putea interveni în cazul în care se va încerca scoaterea acestor buletine de vot pentru a fi trimise în Federația Rusă? Guvernul deja a reacționat și ambasadorului Vasnețov i s-a anunțat nota de protest din partea Ministerului Afacerilor Externe. Statul Republica Moldova va asigura ordinea publică pe teritoriu controlat constituțional și corespunzător
ceea ce se întâmplă în teritoriu neconstituțional a fost condamnat deja de către Ministerul Afacerilor Externe. Vreau să accentuez aici că Republica Moldova și în acest context solicită Federației Ruse să respecte statul Republica Moldova și prin aceasta să respecte cetățenii Republicii Moldova. Și o întrebare legată de ultimele declarații SIS. Mai mulți politicieni au mers în ultima perioadă în Federația Rusă. SIS susține că aceștia merg pentru a primi indicații și a destabiliza situația în Republica Moldova. Cum intervine guvernul și cum monitorizează aceste vizite și dacă ar putea fi investigate din punct de vedere al separatismului politic? Guvernul Republicii Moldova a demonstrat pe parcursul ultimilor doi ani faptul că are capacitatea necesară pentru a asigura ordinea publică în Republica Moldova. Asta vom continua să facem. Vom continua să identificăm acele persoane care subminează statul Republica Moldova și am să repet și aici așteptarea cetățenilor că toți acești oameni care lucrează împotriva statului, împotriva cetățenilor, să meargă în fața justiției, adică să fie aduși în fața justiției și să li se întâmple ceea ce scrie în codul penal. Deci ar putea fi trași la răspundere corect pentru aceste vizite? Pentru acțiunile împotriva statului. Mulțumim, avem timp pentru ultima întrebare. Vă rog. Eduard Maciac, Politic Media. Domnul Recean, vreau să vă întreb în legătură cu acest proiect pe care l-ați anunțat legat de aceste proiecte în infrastructură. Astăzi, la ședința de guvern, domnul Furdui, de la Congresul Autorităților Locale, a spus că guvernul nu conlucrează cu administrațiile locale și vă întreb în acest sens cum veți construi dialogul cu administrațiile, dacă vă veți implica, îi veți implica în proiectele europene, în negocierile cu Uniunea Europeană și dacă guvernul este gata la ora actuală să delege o parte din, să spunem așa, prerogativele fiscale pe care ei le solicită, legat de impozit pe venit, impozit pe persoane fizice, juridice. Mersi. Mulțumesc, domnul Maciac. Eu vreau să vă rog dumneavoastră să ascultați încă o dată foarte atent ce enunțuri a făcut domnul Furdui în ședința de guvern și el și-a exprimat dorința de o mai multă implicare a administrației publice locale în procesul de negociere, în formatul de negociere cu Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, domnul Furdui a remarcat creșterea colaborării dintre administrația publică centrală și administrația publică locală, inclusiv prin mecanismele care deja există. Și noi asta vom continua. Proiectele de infrastructură, programul Satul European sunt exact proiectele pe care le așteaptă cetățenii Republicii Moldova în fiecare localitate. Și toate aceste proiecte sunt administrate de către primari, de către consilii sau de către oamenii delegați de acești primari și consilii. Guvernul a crescut salariile primarilor și viceprimarilor și secretarilor din primari și le-a dat instrumentele necesare pentru o mai bună autoguvernare. Și acest lucru tot a fost menționat și apreciat de către președintele Calm. Mulțumesc. Da, legat de impozite, persoane fizice, juridice, v-am întrebat... Deci este o discuție pe care o avem cu administrația publică locală și tocmai acest lucru l-a menționat domnul Furdui, că noi acum am dat instrumentele necesare administrației publice locale pentru ca să-și crească veniturile. Mulțumesc. Mulțumim frumos, domnule prim-ministru, vă mulțumim pentru declarații și răspunsuri. Stimați colegi, ați urmărit în direct transmisiunea conferința de presă. Guvernul Construiește, susținută de premierul Dorin Recean. Vă mulțumim. Mulțumesc și o zi bună.